Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video de genul Bobo încearcă, moldoveanu încearcă, cum vreți voi să-i spuneți. De data asta mai bun, încercăm un alt joc nou, aproape recent, acum o săptămână, maxim două, nu știu sigur, s-ar putea să greșesc, dar fiți atenți care e faza, care e catch-ul. Este făcut de aceiași oameni care au făcut Mutant Year Zero Road to Eden, un joc pe care noi l-am făcut și l-am și terminat pe canal, cum văd că nu prea se mai întâmplă în ultima vreme, tot nimerim niște jocuri care nu prea vă place, nu prea vreți să-l urmăriți voi să aveți niște vizualizări acolo și like-uri, am văzut că mai dați, dar vizualizările sunt cam praf pe categoria aia și am zis, bă, ok, dacă oamenii nu vor să uit la așa ceva, atunci nu prea o să mă obosesc să fac videouri cu chestiile alea, dar asta nu contează acum. Avem un joc numit Corruption 2029, făcut de aceiași oameni care au spus care au făcut Mutant Year Zero, un joc super fain și cred că este fix același gen de joc, așa că dacă vă place și veți face un seri cu el și îți foarte bine ce aveți făcut, cât mai multe like-uri acolo și ar fi super, super tare, chiar și comentarii ajută foarte mult ca să aflu așa ce părere aveți voi despre joc și hai să dăm bătăi, să vedem ce ne așteaptă pe noi aici așa. În viitorul nu foarte depărtat, un al doilea război civil a pornit în America, avem New America Council și United People of America. Foarte multă informație iurea transmisă și propagandă, așa vă că s-a făcut o mare ură între cele două facțiuni și vă că au apărut o grămadă de oameni tehnologizați. Un fel de cyborg, într-un fel sau altul, dacă e să ne gândim puțin așa. Și văd că acești oameni au foarte puțină umanitate în ei rămasă. Ok, bro. Scrieți dacă stilul de gameplay seamănă foarte mult cu Mutant Year Zero sau e strict misiune, misiune, misiune ca în XCOM. Că, na, gameplay-ul per total în Mutant Year Zero era ca XCOM, dar aveai și partea aia de RPG-ish unde te plimbai, nu știu ce, bla bla, WSD, nebunii tot așa. N-ai zis aici, initializing boot. Boot, das boot. Cred că suntem o dronă de aia, gen un cyborg de ăla sau ceva. Îmi place ideea totuși. Început să fiu un fan al jocului ăsta, strategy. Poate odată și odată o să ne jucăm și niște jocuri mai hardcore, precum Baldur's Gate sau alte alea, dar vedem noi. Ăla e prea hardcore deja. Oh, Firar! Te-am controlat noi, nu? Ok. Mă, arată foarte bine jocul. La capitolul grafică arată foarte bine. În mare parte arată ca și Mutant Year Zero. Poate puțin mai bine. Săracul era plin de sânge și nenorocit acolo, ce să mai fie operativ. Ăla pare ok. Oh. Oh, wow. Deci noi suntem vii. Yo, da, frate. Oh. Your priority should be to locate the crew members and link them to the squad. Sending some rough coordinates to get you started. Oh my god, ce tare e, deci fix Mutant Year Zero. Doar că puțin mai diferit. Vai cât de tare. Salut. Great. Cum avem un squad? Ok, și presupun că trebuie să mai găutăm niște unități, probabil trebuie să fim tot la fel 3. Mamă, cât de mișto e. Deci Briggs, eu sunt și apoi avem pe Wolf. Putem schimba? Split up. Da, deci e fix, fix aceeași idee. Asta îmi place. Ok. E că... Oh. I'm detecting a small number of NAC troops. They seem to be grouped around one of our units. Proceed with caution. And maybe you won't end up like your friend over there. Quickly, snuff them out. Our orders didn't include anything about prisoners. Zic că putem să-l nenorocim. Ambush. Tactical combat, ok, deci cu tură și cu toate alea. Avem cu ce să-l înjunghițim, zic eu. Move, shoot. Stai cu silencer, pistolul ăsta sau ceva. Ia zi, un gadget ăsta are ceva de stealth. N-are nimic de stealth, deci va trebui să-l... Bine, cred că putem mișca cumva. Ok, nu suspectează încă nimica. Nu, ăla că... Încearcă să mișcă în camera. Ah, așa. Ei, de acolo nu o să ne vadă. Ah! Firar, ok. Pușcă-l. Da, pușcă-l! Fire weapon, așa.
Fiera, mai trebuie să dăm una. Intruders! Ok. Oh, deci e exact ca Mutant Year Zero, îmi place. Deci foarte bine. Ok, red covers. Ok, nu-s garantate. Da, deci exact cum mă așteptam. Ok, super. O, oh, trebuie să dăm și reload. Ok, pușcă-l pe ăsta. Ăla e gata. Tu. Repede. Sprintă. Dacă ne ducem aici. Țin mai așa. Wolf. Pușcă-l pe unul. Vezi dacă reușești ceva. 50% șanse. Frumos. Mamă, săraca Wolf aici e nenorocită. Pușcă-l. Fire weapon. Normal că acum ratează. Bă, băiatule, bă, cum vine asta. Să mai dăm un pic așa, shoot. 5%. Celălalt, cum schimbam oare cealaltă țintă? Tab, ok, tab. Dă-i ăsta. Acar măcar dacă îl împușcăm pe urmă, măcar să fiu sigur că e gata, știi? Au. Mamă, dar ne-a pușcat grab. Ok, 50-50. Bun. Ok, tu poți să duci undeva unde sigur îl împuști. Aici e perfect. Low cover, nici nu trebuie cover, doar împușcă-l. A, dar noi și noi nu foloseam armele, le trăgea cu pistolul ca deștepții. Ok, regroup. Oh, și nici nu te heal-e, fii atent. Ok, hai să vedem noi cu rezul. Oh, dar nu m-am uitat pe aici dacă au ceva loot băieții mei totuși. Bă, ăștia n-au loot? N-au loot aparent. Ok, tristus puțin. Oh, e o unitate în față pe care putem să o folosim, bă, că... E o unitate nouă. Vezi să vin grupul nostru aici. 3 Trantor. Așa. Be careful. The rescued unit has a silent weapon. Nice. Aia zic. Noi pe trainer. NAC Harpy in close vicinity, unarmed but heavily armored. So you should be able to bully through any flak. Sending coordinates. Încerc să-mi dau seama pe unde ar trebui să o luăm. Momentan sunt foarte confuz. Oh, avem și sprint, tare. Și că e de să ducem pe aici, ce mai probabil. Oh, dar îmi place jocul extrem de mult, e foarte tare gândit și foarte tare aranjat. Vedem acum cum facem să ajungem. Da, cred că trebuie să o luăm pe acolo, ce mai probabil. Îmi dai și zoom, era tare că puteai să dai și zoom un pic să vezi una alta, știi? Dar din păcate nu ai opțiunea asta. New America. Bine, mă, New America. Deci nu putem acționa ușa asta sub nicio formă. Și atunci? Map? Oh, avem hartă. Wow, mă jur. Deci literalmente asta este doar... Acum o să ne urât ceea ce zic, dar nu e un lucru rău. Este doar un skin de Mutant Year Zero. Deci... E bine. Dar îmi plăcea mai mult Mutant Year Zero. Cu design-ul și toate alea. Dar hei, știi cum e? Dacă ți-a mers cu un joc, a fost interesant, de ce să nu încerci să faci, să faci aceeași treabă și cu altul pe care îl construiești? Oh, acum înțeleg de ce zice că nu mai sunt oameni, sunt foarte robotizați oameni, sunt foarte cyborgi. Oh, ce place design-ul. Arată mult mai bine oricum față de celălalt. Okay, pick up. Healing, medkits are found, combat zone, use medkit, ok. Și presupun că duci în un tab. În E. Da, duci aici și îți dai heal dacă vrei. Unde e medkits? Use medkit, da, dai pe el și jap. Aia era, da. Să crezi cum e cu baza și cu upgrade-urile, ce poți face civilian note. Ia să vedem ce e aici. Și ce civilul ăsta, moving to the next city. Commander, okay. You are free to approach your objective however you like. Use sneak to scope out objectives and look for weak points. Or use brute force to attempt to overpower the enemy. Responders are taking longer than I thought. Did you get through to them? Nope. That's nothing. Remember, what the fuck? Alien. Sure. Yeah. Your responsibility is to help them help you. So make sure... Hide. Okay, super. Da, mă, da, m-am prins. Without question. It's as easy as
Ambush. Ok, încă nu suntem văzuți. Shoot. 50% șanse? Pe bune? Ok, YOLO. Stai, n-am tras cu ăla cu silence? Ba da, a fost ăla cu silence. Super. O să ne vadă oricum. Fai, Fira, nu poți să te apropii foarte tare de cutia aia de acolo. O, și mai unul aici, fii atent că mai unul aici. Vino tu, bobița, aici îți arăt eu o schemuță pe care am învățat-o recent. Haide. Aia nu vin. Ok, activate. Shoot. No line of fire. Ok, move. Puțin mai așa. Și 100%, 75, 100%. Got it. Shoot. The bastard. Nice, a fost și crit. Ok. Formation. Vine aia, mă, sau ce fac? A, uite aici, ne vedem. Ce înseamnă, o să fii foarte stel, nu-ți mai vezi echipa, o. Ok, hai să-i rupem pe băieții noștri de aici. Unu câte unu. Că parcă nu vreau scandal, știi cum e. Așa poate să stea și aici, zic. Ambush. Practic îmi trebuie doar unul care să rezolve totul. Fire. Hai zic. Superb. Mamă, deci ăstea cu silencer că o să fie cea mai mare distracție dacă fi să mă joc asta. O, grenadă. Grenadă configurabilă. Throws, ok. Da, știu cum funcționează. Ar trebui să o echipezi, presupun, nu? Nu poți? Gen... Da, cred că deja avem oricum. Ok, înainte de toate vreau să mă asigur că i-am distrus pe toți ăștia ca să pot să mă ocup de ăla de acolo. De ăla de acolo, da, văd că mare parte i-am făcut pe toți pau-pau. Ok, hai să-i aranjăm pe băieții noștri de bătaie. Mă, că putem pune și niște turete și altfel de explozibile, deci e și asta o treabă. Ăla are, văd că ăla are mult mai multă viață, deci nu o să fie așa de simplu. Așa că putem să ne ocupăm noi de situația asta cea mai bine. Tab. Ambush. Activate. Avem grenadă totuși. Ah, dar nu lovește foarte mult, așa mai degrabă dăm push, sincer, e mai practic. Și cu șanse de crit, activate, rupel. Atât, și chiar dacă se activează ăla o să fie prea târziu. Ok, activate. Schimbă arma. Shoot the bastard. And he's out. Nice. Acum ăsta e singur, n-are ce să mai facă. L-a lovit puțin pe ăla, așa că noi îl putem ciocăni pe băiatul nostru aici. Frumos! Ce m-am zis eu, mă? Hai să mergem! Asta e foarte tare. Chiar jocul pot zic că e foarte, foarte tare. Nice, ok, reward-uri, am primit ceva? Active implant. Ce-i asta? A, te lasă să sari dintr-o parte în alta. Yo, e nebunie. Și altă chestie. Squad upgrade. Reward, fire to... Oh, dai cu ceva foc. Superb. Ok, și primim diverse reward-uri după fiecare misiune. Commander, I am patching directly into the Harpy's onboard computer. Operation data incoming.
Deci noi în mare parte jucăm cu o dronă care controlăm unitățile astea. Ok, stai puțin puțin sketchy. Ceva îmi spune, la fel cum se vede aici problema asta de coding și toate alea. Ceva îmi spune că noi s-ar putea să avem parte de niște unități care își revin pe saltul. Which highlighted the activation of a weapon of mass destruction. Code name. This screen shows our current knowledge of NAC territory. You can choose your landing site and view NAC intel. Be advised, you cannot change the squad's loadout during an active mission. Okay. Loadout. This is where you can assign weapons and implants. Each unit can carry up to two weapons into the field. Trei implante. They can be given up to three active implants in any combination you like. Oh, okay. Squad stats and passive implant data is also displayed here. Oh, mission control. These are your current available missions. The UPA will authorize implant usage depending on mission performance. If you are secondare, oare? Like you really want to stick it to the NAC, you can try to earn some medals. Ah. Deci poți să te bagi pe misiunea asta bonus. Bonus objective. Any objective kill a hostile in area. Disable the master unit. Locate Shady Oaks Motel. Deci la următoarea misiune te poți face asta, știi, ca să-ți dea reward-ul ăsta. Bă, ăsta pare tare. Asta e operațiunea pe care avem noi. Savior file, Darkwood. Ok, vreau să selectez pe ăsta. Deci asta e misiunea. Drop zone. Astea sunt zonele pe care noi le putem avea. Nu vreau să pornim asta pentru că vreau să prind video aici. Deci, în mare parte asta a fost Corruption 2029, oameni buni, care personal consider că este un joc destul de fain, că mai ales îmi aduce aminte grav. Bine, este, cum am spus, un fel de mini reskin al lui Mutant Year Zero, care a fost un joc care mi-a plăcut foarte, foarte mult când a apărut și, sincer, chiar sunt curios și de asta ce e în stare. Ăla cumva avea o leacă mai multă poveste, dar aici văd că ne-a trântit direct în întreaga nebunia asta de război civil în America, zic ce o să iasă. Dar dacă vă place jocul ăsta mai bun și veți face o serie cu el, știți foarte bine ce aveți făcut. Dacă vă place jocul și veți să jucați voi, vă las un link în descriere cu jocul. Și cam asta ar fi tot și ne auzim data viitoare, mai buni. Pa, pa!